cele două formații practică un joc de așteptare, dar atunci când se zizează o breșă în defensiva adversă, Țâșnescu, balonul spre poartă, au făcut-o în două rânduri rapidiștii, în două rânduri craiovenii. Până acum rezultatul înregistrat pe tabela de marcaj pare echitabil. După aspectul jocului, desigur, dar fotbalul se joacă pe goluri. Ganea în continuare atacat de Dulca. Ganea, posibilitate de șut și este 1-0 pentru Universitatea Craiova. A pătruns ca în brânză Ganea prin defensiva feroviară și în minutul 18 al întâlnirii a reușit să deschidă scorul pentru Universitatea. Iată-l pe Ganea în luptă cu Dulca și Ienci. Reușind să treacă de Dulca, Dulca se ferește să-l faulteze, fentă a lui Ganea și minge trimisă pe sub portarul Lobonț, ieșit în întâmpinare. 1-0 pentru Universitatea Craiova, steagurile alb-albastre flutură. Să vedem replica Rapidului, care desigur nu concepe să piardă această întâlnire, pentru că în joc este o mare bucurie pe care le-ar putea o aduce nu numai staffului echipei, antrenorilor, jucătorilor înșiși, dar acestor minunați suporteri care așteaptă de 31 de ani un nou trofeu pentru echipa iubită. Dănuț Lucu. Dulca, un balon în adâncime. Cătălin Popa, aruncare de la margine, este decizia brigăzii de arbitri. Primește Marinescu. Pare de direcție de atac, resping însă craiovenii și încă o posibilitate de contraatac. Aruncare de la margine pentru Rapid, executată de Iftodi, până la Mircea Rednic, capitanul feroviarilor. Lupu, din nou Rednic, Iftodi, Rednic, Ienci. Se schimbă jocul pe dreapta. Universitatea se apără grupat. Iată-l însă acum într-o acțiune caracteristică pe Dănuț Lupu. Dănuț Lupu, deschidere pe dreapta, din nou posibilitate de centrare. S-a dus Iordache acolo pentru a împiedica acest lucru și a reușit să deposedeze. Primește Luțu, fiul rătăcitor revenit la Universitatea Craiova după un periplu. Năstăsie, reușind să treacă de Maier, dar centrarea este fără adresă. Ienci. Fanii Universității au și găsit o replică rimată la situația din teren, și anume, se știe, cupa e în bănie. Dar iată un șut extraordinar și să vedem decizia arbitrului. Din nou, Rapidul are parte de o fază dubioasă cu balonul care se plimbă în zona liniei de poartă, o fază pe care trebuie neapărat să o revedem din alt unghi, ceea ce se și întâmplă. Mulțumesc Carului TV și regizorului Dan Grosu. După părerea mea, a fost gol clar, balonul depășind cu întreaga suprafață, cu întreaga circumferință, iertați-mă, linia de poartă. Așa pare să arate această reluare. Dacă putem opri imaginea în momentul căderii mingii, într-adevăr, gol absolut clar. Nu a fost însă acordat acest gol.
de arbitrul Salomir, tușierul de pe acea parte, Olac din Sfântul Gheorghe, asistentul, cum mi se spune mai nou, conform terminologiei oficiale, nu s-a îndreptat spre centrul terenului. Jocul a continuat, dar spre deosebire de faza de la Bacău, în care rămân la părerea că balonul nu a depășit cu întreaga circumferință linia porții, aici golul a fost evident, cel puțin pentru camerele de luat vedere. Ușor descumpăniți alb-vișinii în urma acelei faze, desfășurată însă cu mare rapiditate, încă o fază care pledează pentru necesitatea introducerii mijloacelor de verificare video în jocul de fotbal. Este foarte greu în fracțiuni de secundă ca arbitrii să-și poată da seama cu exactitate dacă balonul a depășit sau nu cu întreaga circumferință linia de poartă. Dar sigur, aceasta este o chestiune de viitor. Acum o minge pe care camerele de luat vedere au văzut-o cu totul în poartă a fost necatalogată, așa cum se cuvine, de brigada de arbitri și jocul a fost lăsat să continue. Totuși, Rapidul se păstrează în ofensivă. Tibi Lung reușește să degajeze, balonul ajunge la Dănuț Lupu, combinație cu Iftodi. Iftodi aleargă foarte bine în defensivă, craiovenii, nu a fost offside, centrare blocată, lovitură de colț pentru Rapid. Jose Ramon Alesanco, antrenorul a cărui naționalitate, dacă o cunoașteți, vă poate aduce un premiu din partea televiziunii române, cu condiția să sunați la numărul care va apărea afișat pe micul ecran. Rapidul se menține în continuare în ofensivă. De această dată reușește centrarea, dar din nou Cătălin Popa ajunge după Tibi Lung. Asemănat faza golului neacordat al feroviarilor cu cea din finala din 1966 a campionatului mondial de fotbal, cu golul lui Hurst, care atunci a fost acordat, deși nu se știe nici astăzi dacă balonul a depășit cu întreaga circumferință linia porții, acea finală în care Anglia a câștigat până la urmă singurul titlu pe care îl are la activ până acum. Lovitură liberă pentru craioveni, executată de Silvian Cristescu. O lansare în adâncime, nu a fost offside, Luțu depășit de minge, nu s-au înțeles cei doi atacanți ai albaștrilor. În continuare Luțu obligat să trimită înapoi. Și șut al lui Frăsineanu blocat de defensiva rapidistă. Luptă și Lucian Marinescu acolo și Dănuț Lupu, dar craiovenii se află în continuare la balon și același gane aduce scorul la 2-0. Incredibil, dar adevărat, Universitatea Craiova conduce cu 2-0 din minutul 25 al întâlnirii cu Rapid București, aici pe stadionul Ion Oblemenco. Să asistăm oare la o a treia lovitură de teatru în acest final de campionat atât de tensionat? După ce Steaua a pierdut la Pitești, crezând că și-a încheiat conturile cu titlul anul acesta, Rapidul a fost apoi învinsă la Bacău cu mai mult sau mai puțin ajutor și Steaua s-a și văzut campioană încă o dată. Apoi echipa militară a evoluat așa cum a făcut-o în întâlnirea cu o echipă deja retrogradată, Sportul Studențesc, și fără alte comentarii partida s-a încheiat la egalitate 1-1, ceea ce a dus-o din nou pe Rapid în postura de virtuală campioană, evident cu condiția să învingă aici în Bănie o echipă căreia teoretic îi convenea acest rezultat, dar iată că în disputa dintre onoare și interes, onoarea este cea care pare să primeze.
Universitatea Craiova conduce cu 2-0 prin golurile înscrise de același număr 9 din atacul albaștrilor, Ganea. Destul de nesigură mi s-a părut defensiva rapidistă. Până acum s-au scurs 26 de minute și jumătate din această partidă. 2-0 Universitatea Craiova, Rapid București. Și Rapidul pare să evolueze tot atât de moale cum a făcut-o Steaua în întâlnirea din regie cu Sportul Studențesc, încheiată etapa trecută la egalitate 1-1. De altfel, mulți specialiști sunt de părere că poate și din cauza avantajului mare pe care atât Steaua cât și Rapidul l-au avut, detașate fiind în fruntea clasamentului, ambele echipe care aspiră la titlul de campioană au jucat destul de neconcludent în ultimele etape disputate și aceasta s-a văzut și în rezultatele nefavorabile pe care ambele echipe le-au înregistrat în ultima vreme. Rapidul însă trebuie să se trezească și să lupte dacă vrea să câștige acest titlu de campion. Să nu uităm și de faza cu acel șut care a lovit bara transversală, mingea căzând apoi dincolo de linia de poartă. Jocul însă a continuat, golul nefiind acordat. Să revenim însă la joc. Acum Dănuț Lupu la balon. Ienci primește Marinescu, dar nu reușește să stopeze balonul așa cum trebuie. Rednic. O încercare de angajare pentru Ganea, balonul însă puțin prea lung. Reprimește Ienci de la Lobonț. Cezar Zamfir a urcat și el în atac, dar Săndoi nu are niciun fel de probleme în a degaja acest balon până la trică. Arbitrul Salomir dă deocamdată numai un avertisment verbal rapidistului. Și celălalt optar de pe teren a fost pentru o clipă cu balonul la picior, este vorba de Frăsineanu, nu el însă a executat lovitura liberă. Năstăsie retrimițându-i lui Cristescu, combinațiile craiovenilor merg foarte bine. Rapidul a executat rapid această lovitură liberă, Cătălin Popa cu balonul la picior. Miile de suporteri rapidiști veniți cu speranță în suflet la această partidă au cam amuțit. Angajare pentru Cătălin Popa, a intervenit foarte bine acolo Tibi Curt, care a și fost faultat după părerea arbitrului Salomir. Este minutul 30 al partidei și pe tabela de marcaj dă scris Universitatea Craiova, Rapid București, 2-0, ambele goluri înscrise de Ionel Ganea. Dar sigur, un joc se dispută pe parcursul la 90 de minute. Acum Maier, faultat de celălalt cesar de pe teren, Robert Vancea. Pentru a fi sigură de titlul de campioană, Rapidul trebuie să înscrie de 3 ori în cele 60 de minute rămase de disputat din această partidă. Dănuț Lupu la balon, pregătindu-se să execute această lovitură liberă. Cu excepția portarului Lobonț, toți ceilalți jucători se află în jumătatea de teren a gazdelor. Spre Iftodi, pe stânga, în direcția de atac a bucureștenilor. Iftodi față în față cu Cristescu, nu reușește să-l depășească pe acesta. Iftodi protestează susținând că a fost faultat. Năstăsie atacat de Zamfir și Iftodi, Cristescu faultat de Lupu.
Vancea înapoi până la Săndoi. Autorul golurilor atacat de Jenci, care faultează. Cristescu a executat repede lovitura liberă, balonul ajunge la Năstăsie. Năstăsie atacat pentru moment de Maier, dar nedeposedat acum Ionuț Luțu, din nou spre Năstăsie. Aleargă Zamfir, Năstăsie reușește să treacă, dar centrarea este de fundaș. Totuși, decizia arbitrului Salomir este lovitură de colț în favoarea oltenilor. Banu, lovitură liberă. Cristescu pregătindu-se să execute această lovitură liberă, în careu resping rapidiștii. Numai până la Frăsineanu. Frăsineanu deposedat, Maier, posibilitate de contraatac pentru rapidiști, opriți în ultima clipă. Totuși, bucureștenii rămân în continuare la balon, până când Zamfir este faultat de celălalt optar de pe teren, Frăsineanu. Lovitura liberă s-a executat deja, Lucian Marinescu cu balonul la picior. Intervenție foarte bună a lui Iordache, faultat, lovitură liberă pentru Craiova. Suporterii Rapidului nu mai știu ce să creadă. Echipa lor este condusă cu 2-0 pe stadionul Ion Oblemenco din Craiova. Este minutul 34 al primei reprize. O lovitură liberă pentru un fault asupra lui Ganea. Craiovenii își văd în continuare de joc imperturbabil, în vreme ce Rapidul pare să nu se regăsească. Lângă balon, Frăsineanu și Cristescu. Probabil Cristescu va fi cel care va executa. Deocamdată eternele discuții privind distanța regulamentară de 9,15 m, la care trebuie să se afle zidul în momentul executării unei lovituri libere. Arbitrul Salomir insistă pentru respectarea acestei distanțe. Cristescu, Frăsineanu, Cristescu, șut blocat! Și încă un șut al lui Frăsineanu, însă pe lângă poarta apărată pentru Rapid București de Loboți. De la Dulca la Mircea Rednic și apoi Dănuț Lupu. Lupu încercând o nouă incursiune caracteristică, obligat însă să se oprească și alunecând puțin în cercul de la centrul terenului, fiind în cele din urmă deposedat. Iordache încercând o angajare în adâncime, balonul ajunge la Cristescu. Primește Luțu. Obligat să trimită înapoi până la Năstăsie. Năstăsie reușind o fentă în fața lui Maier. Combinație frumoasă a craiovenilor. Încă o dată Năstăsie în luptă cu Zamfir. Reușește de această dată centrarea și cap. Dar balonul trece destul de mult pe lângă poartă. Eugen Trică a fost cel care a expediat balonul cu capul. Dumneavoastră îl revedeți pe Năstăsie, care a reușit de această dată să-l depășească pe Cezar Zamfir și să centreze destul de bine. Iftodi, Rednic, Lupu. Iftodi. Lupu. Marinescu, Iftodi și degajează Olteni. Rapidul domină, dar
nu se dovedește foarte periculos. Poate la această fază să vedem, balonul a fost contrat și craiovenii pornesc din nou pe contraatac prin Trică. Combinație cu Cristescu și degajează rapidiștii. Maier deposedat cu ușurință de Trică. Vancea, combinație cu Gana și șuta lui Luțu, care ridică tribunele în picioare. Carul TVR vă propune această reluare inteligentă, pasa expediată de Ganea cu pieptul, șutul lui Luțu destul de bun, a trecut puțin peste bara transversală a porții apărate de Lobonț. Cristescu pentru craioveni, obligat să se întoarcă. Pătrunderea lui Vancea și balonul poposește în brațele lui Lobonț. Rapidul nu dă deloc semnele unei presiuni pe care eu personal o așteptam la poarta apărată de lung. Se comunică din studio că pe stadionul din Ghencea Steaua conduce cu 2-1 pe Gloria Bistrița. Așadar, în acest moment, campioană rămâne Steaua. Dar, repet, jocul de la Craiova este departe de a se fi încheiat. Acum un șut, așa cum ați văzut și dumneavoastră. Juan Ramon Alesanco la marginea terenului dând indicații și pe teren intră Pancu. Daniel Pancu îl înlocuiește pe Cătălin Popa în minutul 39 al acestei întâlniri. Pancu Ronaldo, cum este el alintat de suporterii giuleșteni, intră pe teren și să vedem dacă această intrare va schimba în bine jocul de atac al Rapidului. Marinescu în adâncime. Noul intrat la balon. Iftodi. Combinație cu Maier a lui Pancu și se aude fluierul arbitrului Salomir, care dictează o lovitură liberă pentru Rapid București la un hands comis de Năstăsie. Aceasta este decizia arbitrului de centru al partidei. Iftodi. Înalt în careu, periculos și lovitură de la 11 metri pentru Rapid București. Ca și un cartonaș galben pe care îl vede, am impresia, Tibi Curt. Revedem această fază. Într-adevăr, hands indiscutabil, corectă decizia. Încă o dată, în reluare, deși prima reluare a fost foarte concludentă, hands indiscutabil, era Dulca în spatele jucătorului și este 2-1. Minutul 41 al primei reprize, 2-1, Universitatea Craiova, Rapid București.
Lupu a transformat cu precizie lovitura de la 11 metri, acordată de arbitrul de centru al acestei partide, Salomir, la hențul clar comis de craioveni în propria suprafață de pedeapsă. Galeria bucureșteană a prins viață, începând să-și încurajeze din nou favoriții. Craiova execută o lovitură liberă prin Cristescu. Maier reușește deposedarea, combină cu Pancu și fault asupra lui Iftodi. Lovitură liberă pentru Rapid, executată de Dănuț Lupu. Autorul hențului în careu este Cornel Frăsineanu, numărul 8 de la Universitatea Craiova, și tot Frăsineanu, evident, este cel care a fost avertizat de arbitrul Salomir Frăsineanu, văzând cartonașul galben. Mai important însă pentru Rapid este faptul că în urma acelei faze echipa bucureșteană a reușit să reducă din diferență prin penaltiul transformat de Dănuț Lupu în minutul 41. Reușește să recupereze, dar prin fault Năstăsie. Dănuț Lupu, angajare în adâncime pentru Iftodi. Balonul însă este prea tare și iese dincolo de linia de poartă. Chiar dacă la prima vedere partida nu pare chiar atât de tensionată, există, totuși se simte în atmosferă, în ciuda aproximativei liniști din tribune, o tensiune latentă, având în vedere miza și importanța deosebită a acestui joc și a rezultatului final, în special pentru echipa bucureșteană. Albișinii continuă atacurile. S-a opus însă acolo foarte bine Robert Vancea. Posibilitate de contră, nu a fost offside. Cred că asistentul Banu a greșit la această fază. Personal nu am văzut offside și antrenorul spaniol Juan Ramón Alesanco s-a îndreptat foarte repede, protestând spre asistent. El este însă repede potolit de arbitrul de rezervă Sorin Altmaier. Pancu, călcând pe balon, vine din urmă Lupu și reușește să păstreze mingea în posesia rapidiștilor, însă numai pentru moment. Nu am văzut reluarea acelui posibil offside. Am să rog Carul, dacă dispunem de o imagine, să încercăm să dăm o reluare în momentul în care jocul va fi oprit. Din unghiul în care mă aflu, rămân la părerea că nu a fost offside, dar s-ar putea să mă înșel. Nu mă înșel însă în mod cert în privința neacordării golului rapidist atunci când scorul era 1-0 pentru Universitatea Craiova. Maier. Pătrundere și combinație cu Pancu a lui Iftodi. Pancu, deposedat pentru moment, luptă pentru a păstra controlul balonului și nu reușește. Fault tare al lui Dănuț Lupu. Fault de cartonaș. Și iată-l pe arbitrul de centru al acestei partide, Salomir, arătându-i galben lui Dănuț Lupu. Și după acest galben, Eugen Trică se ridică imediat. Iar partida
Iar prima repriză a acestei partide se încheie după 55 de secunde de prelungiri. Așadar, după prima repriză, 2-1 Universitatea.